Încă o problemă. Roșiile. Am roșii frumoase. Da. Vă ascultăm, spuneți. Dumneavoastră, albis. Mai merge și altceva care să cuprindă și tuta? Tuta absoluta este combătută de Volium Targo. Deci este separat de ceea ce v-am spus eu atunci. Deci insecticidul care este mortal pentru insecta respectivă și combate 100% insecta, Volium Targo. Da, l-am notat. Mai ales în spații protejate. Nu, este în grădină. În grădină puteți să interveniți și cu alte substanțe. Nu este cu coragen, spre exemplu. Coragen. Și dacă coragenul pun cu mană, cu albit, cu foliar, merge? Sigur, deci se poate amesteca. Deci produsele care vi le spunem noi sunt compatibile în așa fel încât dumneavoastră să nu greșiți. Deci pot, săptămâna viitoare ar fi vremea să stropesc, atunci pot să dau pentru mană, albit, foliar, coragen. Nu, numai un pic. Deci pentru mană trebuie să puneți fie cabriotop, fie ortivatop, fie melodi compact. Deci unul din ele, astea sunt, albitul nu combate, el induce... Nu albitul, ce a zis săptămâna trecută, nu știu ce a zis săptămâna trecută pentru mană, altceva. Nu e aici aplicul acum, nu e plasa la mine cu... Deci fie cabriotop, fie ortivatop, fie melodi compact, fie cidelitop, astea sunt produse de ultimă generație, care eu vă pot spune, citesc de aici, combat. Mana, pătarea albă, pătarea cafeniei, alternaria, făinarea, putregaiul cenușiu. Și domnul Ghibu, acum o secundă vă mai rețin. Toate acestea pot să fac un cocktail și odată să dau? Sigur, deci într-un cocktail dintre ăsta puteți pune cabriotopul împreună cu coragenul și eventual, dacă aveți roșii și sunt în formare, pirus sau papirus pentru putregaiul cenușiu. Și foliar și albit, nu? Foliarul și albitul și foliarul puteți pune. Măcar 3-4 aplicări cu albit și cu foliar pe perioada de vegetație ar fi indicate. Asta fac. Acum deja dau, cred că a doua oară cu... De-aia nu spunem la produsele de tratament, pentru că îngrășămintele foliare și albitul sunt vitale. Sunt la latitudinea noastră, puteți să le puneți în orice tratament sau puteți să le puneți odată la al doilea tratament. Tot din două în două tratament.